G2A, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 mod showcase pe BarbaNeagra. Astăzi ne uităm la un trabant. Avem aici un trabant comsi-comsa, așa. Are luminile, bineînțeles, tot timpul aprinse și e bine, vine sus cu un carton, cu 3 cartoane de fapt, cu 6 cutii de carton pline ouă, ochi cu ouă. Deci cărăm ouă. Surprinzător, textura este super mega HD. Avem aici foarte mișto prinsă și bineînțeles nu ar fi trabant dacă nu am avea port bagaj deasupra pe plafon. Corect. Avem în față un parbriz care se vede prin el din partea asta, dar este super mega opac din partea asta. O chestie ciudată, nu știu care-i treaba, n-am înțeles-o. Este super low poly, este o, mă rog, e așa ca și mod, e mai mult la vrăjelomancă, dar îl prezentăm de amuzament. În față avem, bineînțeles, pe domnul, care văd că e neamț, judecând după steagul de pe șapcă. Și, bineînțeles, o domnișoară acolo în dreapta care arată foarte surprinsă o hartă. Interesant, adică sper că e o hartă, dacă nu... Posibil să fie totuși o revistă ceva și sper că domnișoara să fie cu el, adică să nu fie totuși... În fine, poate să fie și altceva, dacă mă înțelegeți. Hai să luăm la o tură. Uite, avem și aici, noxe. Avem noxe. Avem și roți, evident. Chestia asta albastră, cred că e o eroare. Asta nu trebuie să fie albastră, lipsește poate din textură. În fine, hai să luăm la o tură. Am aprins aici lumina, stai așa, bun. Și acum, haideți să ne uităm cum arată din interior. Arată foarte fain, doar că sunt cumva cam pe bancheta din spate. Nu am geamuri, nu mă văd din interior absolut deloc, dar o văd pe domnișoara. Surprinzător, părul e foarte mișto modelat. Acolo, din câte văd, și acolo un tir ceva cu cabina desfăcută. Am un MP3 player. Ce tare. Am IC? Nu am IC. Am ceva opțiuni? Nu am opțiuni. Ok. Am decât un accelerometru și o oglindă pe stânga și câteva găuri prin parbriz pe acolo sau pe plafon, ce se vede acolo. Și cam atâta. E bine, hai să vă arăt o chestie interesantă, că pe mine mă cam înțeapă ceva la fund aici când stau... la volan aici în scaunul șoferului și mă întrebam oare de ce mă înțeapă, știi? Până când să-mi dau seama că de fapt nu stăteam pe scaun, ci și eu sunt tot o domnișoară. Un pic funny chestia asta, bineînțeles. Hai să luăm la o tură. Poate vă surprinde, dar... două secunde, hai să băgăm sunetul. Acum oprim motorul și acum îl pornim. Ala este. Luminile sunt în permanență aprinse, deci nu am ce să fac la lumini. Deci cu astea chiar n-am, pur și simplu am apăsat pe toate butoanele, nu am ce să fac. Are semnalizatoare, dar are semnalizări, are bineînțeles avarii și atât. Astea sunt singurele opțiuni. Are bineînțeles direcție foarte frumoasă și haideți să mergem. Frumos, nu am sunet de accelerare sau ceva de genul, dar pot să spun o chestie foarte interesantă și anume, acest trabant este unul dintre cele mai mișto de condus moduri pe care eu le-am testat în ultima vreme. Băi, nu știu dacă e din cauza că merge la 41 de km pe oră sau nu, dar se controlează foarte bine. Deci nu știu care-i treaba, dar se controlează extraordinar de bine. Este super exact, nu merge bineînțeles cu viteză, putem să luăm și curbe foarte frumos și băi, ca per total așa e foarte stabil. Mie s-a părut foarte ușor de controlat, arată foarte bine pacilea, aș fi preferat o textură de aia mai ruginoasă, așa o leacă, ceva mai vechiuț, dar din păcate nu avem parte. Uite, când punem frână, se cunoaște că nu are ABS pentru că se blochează roțile. O să încerc să o aduc la o viteză mai mare acum și după aia când pune frână, uite, ați văzut cum face slide. Face slide pentru că roțile se blochează și nu are ABS. Chestia cu luminile e un pic funny, că tot timpul luminile sunt aprinse, dar asta este, n-ai ce să-i faci. Hai să mai vedem o dată roțile, ia uite-le, pac, s-au blocat, asta e mișto, n-am ce să zic, asta chiar îmi place. Ar trebui ca modul ăsta să fie un picuț revizuit. Cred că putem să-l îmbunătățim cu mult, începând de la texturi, pentru că e păcat. Adică dacă merg în stânga și în dreapta, uite așa, are un pic de suspensie, știi, și chiar îmi place chestia asta, chiar merge foarte fain. Exceptând înțepătura din fund pe care o simt atunci când mă uit în partea asta, da, Cirișa. Dar el e foarte exact, el e foarte, foarte exact. Și încă o chestie care poate o să vă surprindă, dar am o surpriză. Nu este complet inutil. Ăsta nu este un trabant complet inutil. Poate să mai facă ceva. Apropo, trebuie să menționez faptul că cred că portbagajul este cea mai bine modelată parte a tot trabantului ăsta. Deci aia mi se pare mie cea mai ok modelată. Avem pe aici ceva ce putea să facă trabantul ăsta. M-am dus eu atât de departe. Ei, uite o mașină clasică pe acolo. Trabantul ăsta mergea foarte bine pe Sosnovka. Deci acolo o ducea foarte bine. Am în față, cred că puteți să vedeți, apropo, de la volan nu merge, pentru că m-a dat deja în portbagaj și deși pot să controlez mașina de la volan, nu văd pe unde merg. Dam aici o remorcă și, da, ați ghicit, acest trabant poate fi conectat la o remorcă. Pac! L-am conectat și, ei bine, merge. Funcționează, uite-te și tu, funcționează, nu pot să cred așa ceva. Și bineînțeles că funcționează și cu alte remorci, deci asta este, practic a fost uimitor pentru mine. Absolut amazing stuff. Așa, bun, hai să nu mai pălăvrăgim. În meniul găsiți, bineînțeles, la categoria de mașini și costă doar 1200 de euro. Deci, în realitate, nu ți-ar da nimeni 1200 de euro pe un trabant, dar în fine. Și se numește trabant 601 limo. Oh, din cauza că e limuzină, the limuzină type. Ajunge la 42 de km pe oră și are decât 18 cai putere. Funny sau ce? Uite-te și tu cât de mișto merge. Aveți link-ul în descriere dacă vă interesează trabantul ăsta. Just for fun, așa, dacă jucați pe un server mai multiplayer, așa, o lecușe, cu mai mulți, cred că ar fi destul de interesant să-l testați pe niște circuite. Cred că s-ar merita. Link-ul în descriere. Până data viitoare, v-am salutat!